Ei, salutare toată lumea și bine am venit la un episod de Sam. Da, mă, fraților, poate v-ați întrebat zilele astea de ce nu am mai postat Sam, adică 3 zile n-am mai postat, mă rog. De ce n-am mai postat Sam și chestii de genul sau, bă, ce s-a întâmplat, frate, nu mai joci Sam. Bă, mai joc Sam încă, dar pur și simplu n-am mai postat pentru că n-am mai avut timp. Ați văzut că doar CSGO am postat și ce alea ăsta episoadele de CSGO erau programate de pe alte zile. Stați mai un pic. I-a dat prea tare. Așa. Deci și ăsta episoadele de Sam erau programate. Nu de Sam, de CSGO, pardon, erau programate. Deci practic n-am filmat deloc zilele astea. Și Sam ăsta episoadele Sam n-aveam programate și asta a fost scuza. Na, o să începem cu episoadele zilnice din nou. Câteodată nu o să mai filmăm, adică, de exemplu, poate o zi nu postez Sam pentru că am o problemă, gen, no. Sau n-am putut pur și simplu să filmez. Nu, mai veniți cu comentarii, bă, fraiere, nu mai postez Sam, nu știu ce. Bă, nu pot să joc Sam toată ziua. Ok, deci jucăm pe serverul Blue Bucket, practic, ne-am mutat pe Bucket, pe Blue, de fapt, că pot joc pe Orange oricum. Nu ne-am mutat, doar filmez și eu din când în când pe Bucket ca să nu-mi pierd ăsta, să nu-mi pierd clanul. Dar mă joc pe Orange, na. Când mă joc, că nu mă mai joc să-mi fac așa de mult, da? Când mă joc pe Orange, practic. Nu stau pe Blue așa de mult. Vreau să schimb și eu skin-ul, că eu știți că mă plictisesc de skin așa, l-arunca pe șosete, adică, na. Și culoarea la mașină e faină, adică, e shiny tiny, ia uitați-vă. E frumoasă, ră. Ok. Clotus. Aici pe undeva. Era skin-ul ăla fain. Îl găsesc. Punem un skin la Caterinca. Dar bine, nici chiar urlă, da? Skin frumos. Care e, mă? Uite, a, o să zici că e țigan, nu omoară familia. O schetar. Uite, asta așa, de om de afaceri, chestii. Ce facem, mă? Stai, intră în casă și... A, pus mai pe toastele greșite, lol. Opa, opa. Sa, iar îmi pică. Nu, frate, nu. Pică netul, nu? Nu. Un pic asta, vreo secundă. Și acum nu mai intră, așa-i? Ai, perfect. Stați că am avut un bug. Sper că acum s-a rezolvat. Yep. Ia. Mama, ping-ul 0 avem tot, ești nebun. Pică serverul, rip. Na, e bine. Nu pornește mașina. Băi, pică serverul? Pică serverul sau e de la mine? Mă pică serverul, mă, că mă enervează chestia asta. Uai, dar bagă mașina asta. Da. Făcut 2800 de kilometri, bă. Dar nu cred că mai e meritul cu cei mai mulți kilometri. De când am mai jucat pe Blue, cred că au făcut mulți pe merit. 2000 de kilometri. Nu știu, dar... Na. Mi-aș băga nos pe mașină, mă. Merge să ne tunăm? Să ne tunăm altcumva, poate, nu știu. Zic și eu că ar arăta mai fain. Adică, e oricum arată fain, dar... Na. Tupeu. Ce mai are tupeu? Tupeon! E tupeon, băieții! news reporter rank 4, nice! Ce să zici? Da, mă! Nu știu cine e, adică am auzit că e ceva YouTuber, din câte zic ăștia pe aici, că ai mai postat episod, nu știu ce, așa, nu, mai frate, nu știu, cine ar fi și tupeul ăsta. Nu mă prea uit la YouTuber în general, adică prefer să-mi văd de treaba mea, să... Bine, mă uit la YouTuberi mari, gen,
M-am uitat la PewDiePie, m-am uitat, adică mi se pare că, adică nu mai are haspul, înainte râdeam, dar acum am obișnuit cu glumele lui și prostii, deci nu vrea mai râd. Dar așa, adică nu cu glume, că nu neapărat glume, dar am obișnuit deja cu videoclipurile, nu mai vine să râd, știi? Da, avem aici un spammer aparent care... Bă... Nu am licență de arme. Hai să mergem să ne cumpărăm arme și să mergem să facem DM pe cop în lăsă. Tomiță, Tomi, cine e ăla, ești nebun? Ești ID Tomiță. Cine e, mă, frate ăsta? Iar pică, nu. A, levelul, nici nu știu de unde dracul am. Ah, by the way, mi-a apărut aici. Cineva a încercat să se logheze pe comp pe data de 15-11-2016. Eu n-am mai intrat de nu știu cât timp pe Blue, deci s-ar putea să cineva să-mi fi... LOL! Da, nu-i Nila adevărat, nu crede. Nila Niluță. E măta. Nu, 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 toate ce-am ieșit. Hai să mergem. O să joc și pe Bizon, dar mai încolo. Adică o merge acum un pic de bug, el și după aia când mi-e plictisim, adică... Aaaa, a făcut și mașina mea 102 zile, yeeey! Ok. Slash GPS. Los Santos. Ah, nu, n-apare... N-apare stația de poliție, așa că o să mergem... După propria rasa, cred că pe aici pot să intru, nu? Nu pot. Ah, prampă, ce mai vrei, mai mult. Frână. Ok. Hai să mergem. Da, mă. O să apară episoade random de Sam, deci nu o să mai pun cu un program sau ceva. Pur și mult random, adică când apuc, postez Sam. Și modurile astea o să le postez. Nu știu, știam că pot să scos cum ar veni color correction asta, adică luce de la mașină și chestii de genul. Eu să le scos de pe o tastă, dar nu știu. A, am făcut screenshot, perfect. Nu, de pe asta. Acum noi... De pe... Habar n-am. Opa. Nu știu. Deci știu de pe toată asta, că știu de la... asta nu. Știu de la Awake, că am văzut în videoclipuri pe scutea. Poate are el ceva bani, nu? Nu știu, habar n-am. Poate avea ceva bani, mai știi? Dar așa, habar n-am. Clanul Interlop. Ținul sau bătrân, așa... SMS. Du-te, mă, dar ce iau. Aia. Vremurile, bă, când jucam eu Samp mult, bă. În vacanță. Vai, doamne, că jucam 4 ore pe zi și nebun. Samp, adică... Samp, acum nu mai joc nici 10 minute pe zi. 10 minute dacă joc e bine. Acum, astăzi, o să joc mai mult Samp, ca... Mi-a venit cheful. Și mâine am teza română. Și eu nu învăț, adică... Nu, o zis că ne dă și din verbinale alea, adică... Nu, și din demonstrație zic că nu cred că o să vină vorba de demonstrație sau chestii de genul. Aici am harta cu cadourile, dar nu mai sunt cadourile și mi-a rămas harta. A trebuit să iau prin spate, aparent. Dar aparent e bine pe oriunde, adică nu contează, doar să ajung la destinație, nu? Și să am benzină să ajung la destinație. Am și-a lăsat o mașină în drum. Hello! Ok. Și în afară de Sam, o să mai postez și alte jocuri, dar... Na. Ce apare nou, gen Mafia și astea nu o să... Nu prea plac mie jocurile astea, mai vreau să joc să fiu... să vedem. Câte puncte de rob am? Vezi că nu văd. A, 20. Ok. O să mergem și euro, poate. Episodul viitor. Ce vreau să vă zic eu vouă? Că joc cu jocurile astea noi, nu știu frate, eu am la CS, Sam, o să bag Outlast 2 ce o să mai apară nou, dar nu știu. Da. Practic, trebuie să-mi schimb și piesele la PC, dar să nu știu ceva nou, adică merge Sam, merg astea, dar peste câțiva ani, adică într-un an maxim o să mai merg așa de bine, gen, da, toate jocurile. Adică eu acum pe Sam cu modul astea câte pe PS-uri am? Bine, 87, da? 1000, nu 1000, 100 maximul, da? Bă, astea sunt destul de multe FPS-uri pentru jocul ăsta, practic, bine, am și modurile astea care, uite, mi-am făcut frame drop acum și eu, pur și simplu, editez mult, știți că fac și montaje, editez foarte mult și am nevoie de multe chestii, de Photoshop, de After Effects, de Vegas, de nu știu câte, de ce mai am nevoie, am nevoie de multe programe, de
deci ăla de Handbrake, de Avifrake, deci am nevoie de multe programe și mi încarcă foarte mult. Am nevoie de Fraps ca să filmez videoclipurile, Fraps o face videourile, deci practic am memoria plină de prostii și scracate, adică nu dau eu 500 de euro acum pe Sony Vegas ca să editez un montaj, frate. Sau să editez câteva chestii, nu! Și, na, frate, îți lăguiește, îți face PC-ul praf, ți-l face praf și pulbere. Și logic că trebuie să bagi Windows, uite, și acum am avut un frame drop, vedeți, nu-i chiar așa. Și, na, dacă vreau să filmez, de exemplu, Mafia 3 la 60 FPS-uri în 1080p, trebuie să bag, practic, și placă video și procesor, nu? Că am un i5-4690 și un GTX 970. Acum sunt bune pentru Mafia 3 fără să filmez, bă, pune, mă duc cu aia. Stai așa că... Mafia 3 fără să filmez, de mă duc în peste 60 FPS-uri. Dar dacă vreau să filmez, RIP, că nu mai filmez cu... Adică filmez din când în când cu Shadowplay, dar am vrut să filmez și cu OBS, că... Nu știu, bă, parcă îmi plac ce mi-e așa, gen că... Știu setări ca lumea, lasă nici nu prea știu setări ca lumea, dar OBS știu setări ca lumea și... Chestii de genul. Și, nu știu, parcă mi-e mai bine cu la... Nu știu, frate, oricum, v-am zis. O să... Adică vă dați seama că într-un an o să-mi schimb dracu și o placă, o să-mi iau un 1080 sau... Sau un i7 Skylake, dar nu se potrivește sochetul ăla sau cum pizdamă se-l cheamă. Dar trebuie să schimb și placa de bază dacă vreau și dacă vreau trebuie să... Dacă, practic, dacă vreau să schimb procesorul, trebuie să schimb și placa de bază și RAM-ii și nu știu câte chestii care sunt pe placa de bază puse. Că, nu, așa le trebuie la aia de la Intel, să schimbe socket-uri cu rostii, mă rog, e complicat. Acum, dacă vrei să schimbi practic pe procesor nou, trebuie să schimbi tot. Și o să aștept până se duc și RAM-ii, adică până o să-ți trebuiască 32 de giga de RAM, până se duce și placa video, practic aștept până expiră tot PC-ul și după aia mi-am cu totul, nu, și aia e. Că acum să-mi schimb placa video, după trebuie să-mi schimb procesorul, trebuie să schimb placa de bază, RAM-ii, că nu o să se potrivească cu socket-ul ăla, e mai complicat, adică dacă vrei să-ți bagi bani într-un PC, trebuie să-ți bagi ca lumea. Și acum, practic, ar fi treabă de peste 70 de milioane, care nu cred că are, nu cred că au mulți acum... 1000 și ceva de euro să bage într-un calculator, doar că a apărut Mafia 3, știți? Și, na, pana mea, frate, nu... Na. No, bravo, frate, nici deștept. Na, așa v-am zis, o să filmez Outlast 2 pentru că nu cere nu știu ce cerințe. Și astea, doamne, mi-a zis frame drop-urile astea. Ia du-te de aici. Bine, adevărul e că e și cald în camera, adică calculatorul ăsta nici nu are unde să se răcească, dracu. Mă duc pe... duc sus. Nu știu cum pot să urc pe clădirea asta. O să încerc să urc și o să încerc să trag în clădire. Ia uite aici. Ai ca și găsit locul. O să trag de pe clădire, ne. Când îi văd. Că nu cred că poate să se uite la videoclip. Ia uite, aici cred că am foarte puține. 46. Bine, având în vedere că unii au PC-uri care au... hello. Ok, nu știu de chestia asta. Dar de... Având în vedere că unii au calculatoare care nu le duce nici strampul ca lumea fără moduri, adică unii au 20 FPS-uri, unii au 10 FPS-uri. Hai să ne medie 4, 3, 5. A, nu fura mașina fraiere, că e a mea. A. Bine, ăsta are PC bun, de exemplu, da? Deci, practic, ăsta e în 2016, da? Bine, da. Dar zic așa, frate, îi vă pun unii care au 15 FPS-uri, 20 în stamp, like, joc vechi, mai... N-am nimic cu aia, logic. Și ce să am cu ea? Mă duc acum ca retardat, o să le zic, bă, frate, e PC praf, știi? Nu o să riba aici. Băi, coaie, băi. Nu, că-mi vede numele. Am zis aiurea, că nu o să-i dau. Fără să-l văd eu că face de mine, nu dau la nimeni. Am mai dat din când în când, dar nu dau. Nu mai dau acum. A, ia feca, mă. Serios? Wow. Haide. De exemplu, acum face un pic de lag. Nu știu de ce. E nimeni, mă, pe aici pe asfalt de pe la. Băi, pișam așa, mă. A, v-am zis. Eu cu ce-s mulțumit, îți mulțumit. Pentru treaba mea. E bine și ea. Ha, o să-l omor. Dar nu cred că moare, mă. Mai vine careva, mă. O zi careva. Ia uite-l! Ceva jos. Mă duc aici. O să-mi dea copata 100% dacă trag el. Deci nu o să trag.
Ce faci, mă? O, de ce frumos e. Kirosahi. Nu! Nu se predă! Bă, ce tragi, mă, el, mă? Cum, bă? Raiere. Ok. Azi zici pe aici, uite, de zi, aici. Am foarte puține FPS-uri, like, what the fuck, 50, aici am mai puține, 57, mă, deci contează și câte căcaturi, că dacă îmi bag, gen, ia, stai. Ia, uite, deci. Ia, stai. Sau 360-uri de alea, că wake, bug. Bă, stai, că stai, C-bug, bă. Stai, C-big, C-buggy, C-buggy, hai să merem, bă, uite, mă. Băjeții la raport, ha? Opa. Opa, 773/number/773/SMS9100. Ai grijă că vine o mașină de poliție după tine. Așa. I-am văzut când vorbeau și ți-au zis ID-ul. Ce țiganus, bă. În caz de stăgen în casă sau ceva să-l atenționez să plece. Uite pe ăsta, l-a adus Robi Roberto, se duce după prietenul lui. Să-mi dea armele după asta, ceva începător. Măsă. Năpă. Asta e ceva în casă, știi? Să fie în casă liniștit, să-i trimite un mesaj ăsta să fugă de ei, știi? Da, pana mea, adică, am zis o ajungi pe ea sau ea, adică dacă o cheamă, cum o cheamă, eroina? Eroina, mă gândesc că e fată ceva. Wow. Level 50 cu aia și-și face reclamă în halul ăsta. Wow, e. Da. Ai, cred că ai voie să-ți faci reclamă. Deci nu, ai voie să-ți faci reclamă la canalul de YouTube în /ad. Nu știu dacă ai voie sau nu. Am făcut poză să fiu sigur. 0 SP 50 de afaceri. Ah. E bune, man. Am bă joc de ăștia, nu știu ce dracu zic. No, oricum sper că v-a plăcut primul episod. Ce idiotă. Sper că v-a plăcut acest episod de Sam, că la mine primul episod. Doamne, doamne, doamne. Da, mă. Nu știu, modurile astea sunt un pic de lagoase, am văzut. Na, pana mea, nu ai voie. Păi atunci, dați-i dracul ăla mute sau dați-i ceva. Nu-mi place, frate, să văd. Bine, unul loc să văd un alt ca lumea ceva, că vinde unul ceva, poate să-i interesează și o să cumpăr, văd la unul că-și pune canalul de YouTube acolo. Și de exemplu, dacă ăla are înainte, dacă ăla are înainte, adu-mi, dă mie cooldown ăla, îmi pune adu după 200 de secunde, după adul lui, de exemplu. Și e normal, frate, adică, na, mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod de Samp. V-am zis, modurile astea sunt pilagoase, dar nu cred că se vede nasul, adică acum nu se vede nasul pe filmare, cred că, mă rog, o să le folosesc pe astea, dacă nu vă plac, îmi ziceți în comentarii și bag alte moduri. No, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Bye, bye!